Ascultarea eficientă este o componentă de bază a comunicării manageriale. Vin cu o întrebare. De ce managerul trebuie să asculte? Răspunsul este 60% din conflicte din cadrul întreprinderii sunt provocate din cauza ascultării ineficiente. Abilitatea de a asculta la fel se învață, se formează și se deprinde pe parcursul întregii vieți. De aceea managerul trebuie să tragă o atenție enorm de mare la acest capitol de ascultare, mai mult decât la capitolul de redare orală. Abilitatea de a asculta este un element care poate fi perturbat din cauza anumitor factori. Printre ei sunt, primul, lipsa de interes și dorință de a asculta. 2. Doar din cauza că statutul diferă, managerul nu ascultă angajații, considerând că ei nu au cu ce veni important în activitatea profesională. 3. Egocentrismul în ascultare. Eu sunt în centru atenției, în rest nimeni nu are nicio valoare. Un alt factor care perturbă procesul de ascultare ar fi tendința de polemică. Atunci când nu avem răbdare să așteptăm până își expune interlocutorul ideea, îl întrerupem și completăm noi această idee subiectiv cu punctul nostru de vedere, dar care nu este neapărat cel mai corect. La fel, un element care ne perturbă procesul de ascultare ar fi și viteza de vorbire. Elementar, se transmit într-un minut cam 100-150 de cuvinte. În cazul în care depășim, interlocutorul nu reușește să asimileze eficient sau să recepționeze eficient informația. Mulți manageri folosesc terminologii sofisticate sau un limbaj specific pe care angajații nu îl înțeleg, respectiv sarcinile nu sunt realizate. Factorii perturbători ai ascultării pot surveni și din cauza bruiajelor, blocajelor, zgomotelor, sunetelor, dar aceștia sunt un pic mai secundari și nu au așa pondere mare în eficiența sau în ineficiența ascultării. Pentru formare și dezvoltare abilităților de ascultare, necesar este să stabilim și să identificăm un spațiu fizic și mental propice. Asta ar însemna să identificăm o sală, un timp potrivit și o zonă fără zgomote. Timpul potrivit se referă la faptul fixării timpului de ascultare. Fiecare dintre noi este mult mai productiv și mai eficient dimineața, adică în orele matinale, și ședința care este fixată în prima parte a zilei va avea rezultate mult mai înalte decât ședința fixată la orele de seară, când angajatul este deja consumat, epuizat și psihologic și moral. Un alt element la care ar fi bine să atragem atenție este excluderea factorilor secundari necorelați cu activitățile de ascultare. Astea ar fi grijile casnice, treburile casnice, care ne încurcă să asimilăm sau să ascultăm eficient informația expusă. La fel important este să reflectăm asupra atitudinilor preconcepute față de vorbitor. Acele atitudini negative, fie chiar și pozitive, perturbă procesul de ascultare. Nu mai puțin importantă este și capacitatea de a încerca să punem un zâmbet pe față și să-i demonstrăm vorbitorului că suntem foarte atenți la ceea ce se spune, îl încurajăm prin intermediul acestor zâmbete și bune dispoziții de ascultare. Scopul ascultării constă nu doar în recepționarea informației, dar și în memorizarea acestei informații pe o perioadă de timp. Și cu cât mai multe procese cognitive, senzoriale sunt implicate în ascultare, cu atât mesajul se memorizează pe o perioadă mai îndelungată. Și spre exemplu, dacă este implicat doar canalul auditiv, avem o convorbire telefonică, imediat după finalizarea convorbirii rămân în memorie doar 85% din conținutul mesajului. Peste două zile ajungem la 35% și a treia zi au rămas în memoria noastră doar 15% din mesaj. În aceeași situație este și comunicarea vizuală. Important este că combinăm aceste două tipuri de comunicare și ascultare, atât vizuală și auditivă, reținerea mesajului ajunge la 85% inițial după finalizarea ascultării și 65% a treia zi.
Managerul ar trebui să însușească deprinderea de a asculta activ și interactiv. Ascultarea activă presupune implicarea tuturor proceselor cognitive și senzoriale și manifestarea acestei ascultări active prin anumite elemente, prin anumite gesticulații, forme, poziții ale corpului, expresii ale feței. Comunicarea interactivă și ascultarea interactivă presupune ascultarea prin punere de întrebări sau parafrazare. Punerea de întrebări este foarte importantă deoarece ne ajută la completarea informației recepționate. Întrebările pot fi de diferite structuri și diferit gen. Întrebări închise, întrebări deschise. Cele închise ne oferă răspunsuri concrete, cele deschise le complementează pe cele închise. Comunicarea interactivă presupune ascultare interactivă și diferite tipuri de ascultare, precum parafrazare, repetare, rezumat, întrebările suplimentare, care ne ajută să memorizăm mai bine informația și mesajul primit. În ascultare activă, neapărat în timpul ascultării, să facem notițe, să schițăm anumite cuvinte cheie, să facem niște trimiteri la experiențele personale, care ne-ar ajuta să memorizăm mai ușor acest mesaj. Dacă este posibil, încercăm să identificăm structura acestui mesaj, cuvintele importante, avantaje, dezavantaje, plusurile, minusurile. Ulterior, aceste materii ne ajută să ne amintim despre ce s-a discutat la această ședință, la această conferință și să implementăm în practică acești pași și etape de ascultare activă. Modelul ascultătorului ideal presupune o ascultare empatică. Ascultarea empatică este o abilitate care încearcă să scoată în evidență acele sentimente și emoții pe care le au interlocutorii. Prin intermediul comunicării empatice, managerul reușește Managerul reușește să-și convingă personalul să realizeze exact ceea ce își dorește el, doar prin faptul că ei nu sunt criticați, ei sunt doar apreciați, sunt acele momente când salariatul are nevoie de compătimire, consolare, nemijlocit managerului îi oferă, îi intră în situație, intră în pielea celui cu care discută. Elementul important în comunicarea empatică este neîntreruperea vorbitorului, acceptarea tuturor comportamentelor, chiar și celor agresive, înțelegerea acestor comportamente, evitarea criticii, evitarea recomandărilor, evitarea situațiilor tensionate prin parafrazări, prin rezumate, prin confirmări, prin punerea întrebărilor neutre, care nici nu confirmă, nici nu dezinfirmă informația dată, și acceptarea tuturor sentimentelor și emoțiilor, fie pozitive sau negative, ce vin din partea vorbitorului.